Sunetul de clopoțel a răsunat astăzi în mai toate școlile. Mii de elevi au pășit pentru prima dată pragul instituțiilor de învățământ. Festivitatea s-a desfășurat și la Liceul Ștefan cel Mare din Chișinău, unde micii școlari au venit cu părinții sau bunicii. Bucuroși sunt și absolvenții claselor a 9-a, a 12-a, care ne-au spus că în acest an vor munci mai mult pentru că au de susținut examene. De dimineață, îmbrăcați în haine de sărbătoare, elevii veneau în grupuri mai mari sau mai mici la liceu, dornici să înceapă studiile. Engleza, română, matematică, parcă totul vreau să învăț. Care este obiectul tău preferat? Engleza. Sora mea să învăț engleza. Și nici nu-mi vine a crede că de-a cui trec la școală. Clasa a doua și ea e tare bucuroasă că bunica o aduce la școală. Și ne bucurăm foarte mult că am venit azi toți cu familia, în fiecare an, chiar și la grădiniță, chiar și la școală. Avem emoții de nedescris. Pentru mine ca mamă sunt foarte emoționată. Emoțiile au fost și mai mari pentru părinții care și-au adus copiii în clasa întâi. Suntem învoiți de la servici pentru ca să venim să fim prezenți, pentru că odată este clasa întâi pentru copilul nostru. Avem emoții foarte frumoase, multe sunt și o avalanșă de puteri care ne îndreaptă spre, nu știu, cunoștințe mai multe. Mie îmi place matematică, limba română, Pe un bărbat l-am surprins emoționat până la lacrimi. Sunt emoționat, da, sigur. Eu am studiat tot în acest liceu și acum feciorul merge în acest liceu și clar am emoții. Suntem bucuroși să fim prima zi la școală. Astăzi este, da, este un nou început pentru noi ca părinți, pentru ei ca copii. Sperăm să aibă succes la învățătură. Cei mai mari, printre care și absolvenții claselor a 9-a și a 12-a, ne-au spus că în acest an vor munci mai mult, pentru că îi așteaptă examenele și bacalaureatul. Urmează să trec clasa 9-a și deja anul acesta o să am examen și trebuie să aduc rezultate cât mai bune în acest minunat an. Mi-a fost dor de colegi și în general de liceu să vin să învăț. Anul trecut nu am avut 1 septembrie, deoarece a fost pandemie, dar anul acesta, păreri de bine, avem un an frumos alături de profesori și sunt foarte bucuros. După festivitate, elevii au mers în clasele de studiu. Prima oră, numită generic Anul Recunoștinței, a fost consacrată eroilor căzuți pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Cu siguranță pregătiți și cu mare dor de a ne reîntâlni cu discipolii noștri, ne punem drept scop să vorbim despre pace. Este primordial pentru noi, trăim aceste clipe drastice și totodată pline de emotivitate. Suntem pregătiți pentru reluarea procesului de studii, avem completată echipa cadrelor didactice. Nu avem lipsă de profesori la niciuna din discipline și asta ne bucură. Avem 3 clase de întâi, 95 de elevi în total. Anul acesta avem un număr mai mare de solicitări decât în anii precedenți. În liceul teoretic Ștefan cel Mare din Chișinău învață 945 de elevi.